Medicii de suflete lipsesc din spitalele românești. În multe clinici din țară nu există nici măcar un psiholog, deși suportul terapeutic este esențial pentru supraviețuirea pacienților. Pe Răzvan, victimă în colectiv, lipsa consilierii l-a făcut să-și ia viața, la aproape 2 ani de la incendiu. Pe micii pacienți bolnavi de cancer, tocmai sprijinul psihologilor îi ține în viață. Ce vrei să faci cu micii mari? Medic. Medic? De care? Ortoped. Am văzut că dacă ajung medic ortoped, pot face un bine. Internată în secția de oncologie a Spitalului Marie Curie, Maia visează. La doar 9 ani a trebuit să facă față unui diagnostic dur, osteosarcom, un tip de cancer osos. În ultimele 9 luni de când este internată, au fost alături de ea mama și psihologul. Are un rol foarte important și psihologul, pentru că te ajută să reziști mental aici. Mai treci pentru o operație și dacă nu ai sprijin din partea cineva specializat, cedezi. Iar când mama cedează, cedează și copilul. Cătălina spune că fără îndoială va continua terapia chiar și atunci când se va externa. În Spitalul Marie Curie sunt 4 psihoterapeuți. Trece în fiecare zi doamna Nicoleta, psiholog, și întreabă: cum sunteți? Bine. Și uite la noi în coada ochiului, se vadă. Colega de cameră a Maiei, Gabriela, a primit același diagnostic. Dacă tu ca părinte clachezi și copilul la rândul lui să sperie, nu știe ce se întâmplă cu el, și deja e o problemă mare. Psihologul e esențial în spitalele din România. Medicii din maternități vorbesc despre o creștere a depresiilor în rândul mamelor. 10% din mame, deci persoanele care trec printr-o maternitate, se confruntă cu probleme de depresie. Suntem convinși că uneori pot să lase cicatrici nedorite și greu de recuperat. În capitală există spitale cu un singur psiholog la sute de pacienți. În restul țării situația este și mai gravă. Nici măcar unde sunt secții de oncologie nu există un psiholog desemnat. Toți consideră că este util. Acum de ce nu s-a realizat încă? În spital există psiholog al spitalului, dar psihiatru al spitalului, dar nu face față la toate secțiile. În clinicile din străinătate, medicii și psihologii lucrează întotdeauna în echipă. La noi, cei mai mulți pacienți își poartă singur lupta și uneori povara e prea grea.